Vă salut, numele meu este Slava Ionuț și vreau să vă prezint doi porumbei din crescătoria mea care în ultimii ani s-au evidențiat și m-au reprezentat la Olimpiada de la Oradea din 2022. Acesta este Olympic 320. Porumbelul este reprodus dintr-un mascul pe care l-am concurat eu și pe care l-am retras la matcă. Mama lui este de la prietenul meu, Vlădăreanu Victor, o femeie care ne reproduce bine. Acest porumbel a fost locul 3 pe România la viteză. A jucat foarte bine în 2019 ca yearling, fiind locul 2 național AS Speed, deci clasând foarte bine de tânăr, iar el fiind un porumbel tomnatic cu două pene nearuncate, iar în 2020 a legat din nou bine și a ieșit locul 4 național viteză, s-a încadrat la Olimpiadă locul 3. Un porumbel foarte echilibrat, cum se poate vedea. Un porumbel foarte cuminte. Are toate calitățile de campion. Acesta este Olympic 320, zic eu. Și vă prezint pe Olympic 003. Probabil că mulți îl mai cunosc, fiindcă a mai fost prezentat pe alte canale de YouTube. Această filmare este pentru domnul Gianni Urda. Acesta este porumbelul care a fost locul 2 pe România la categoria demifond. El a avut un ghinion și trebuia ca yearling să fie locul 1 a speed național, dar n-a îndeplinit a speed-ul, a fost locul 3 național de mifon și anul următor locul 2 național. Mă bucur că am acest porumbel la matcă, la fel un porumbel foarte, foarte echilibrat, un spate foarte puternic. Prezintă inteligență, un lucru pe care îl caut la toți porumbeii mei. În ce ai auzit zgomot? Te sperie acum. El e de 2018. Un porumbel foarte bun, fiindcă mi-a venit foarte bine și la etape cu vânt din spate și la etape cu vânt din față. Deci în 2019 a prins vreo 3 demifonduri cu viteză de 1500 și 1400, viteze foarte problematice la noi la Brașov, dar a prins și locul 1 cu viteză de 1100. Deci acest lucru îl face un porumbel complet din toate punctele de vedere, și pe caniculă, și pe vânt din față, și pe vânt din spate. Acestea sunt calitățile pe care le caut la un porumbel și acest porumbei sunt foarte, foarte rari. Nu doar la mine, sunt porumbei foarte rari pe județe. Nu se nasc toată ziua așa porumbei. Un porumbel pe care mă bucur că l-am la reproducție și încet se dovedește un bun reproducător. Am avut anul acesta locul 6 la prima etapă de fond. Din el am porumbel cu speranțe mari anul 2023 din el. Un favorit la zbor. Și ce să vă zic, acestea sunt ultimii doi porumbei de valoare de la mine. Poate cu acordul domnului Gianni o să-i filmez și pe ceilalți trei olimpici pe care îi dețin și o să vi prezentăm. Vă mulțumesc
Sănătate!